Sâmbătă, pompierii de la Garda de Intervenție Siret au avut parte de o misiune deosebită. Un bărbat din orașul Siret a sunat la 112 și a anunțat că în grădina sa se află o căprioară. Animalul se agățase într-o plasă de gard și se zbătea ca să se elibereze. Echipajul de pompieri ajuns la fața locului a găsit căprioara cu capul prins, ca într-un lanț, în gardul de sârmă. Au reușit în cele din urmă să o elibereze și să o plimbe apoi cu autospeciala până la pădurea de la marginea orașului, unde i-au dat drumul. Am prins o căprioară într-un gard la un cetățean, am recuperat căprioara și acum mergem să dăm drumul în pădurici. Cel mai probabil că căprioara se apropiase de casele oamenilor pentru a căuta hrană. În această perioadă mai grea, cauzată de lipsa hranei din cauza zăpezii abundente de pe câmpuri.